Din păcate, am de fiecare dată mi se întâmplă ceva când merg la Paris. În septembrie mi-au furat portofelul cu toate cardurile și acum mi-au furat telefonul. Mulți oameni nu pricep. Cum faci? Cum adică faci? Instagram îți dă bani? Sau cine îți dă bani? Cum faci tu bani? Și ai mei au divorțat când eu aveam o vârstă fragedă și la fel au fost, iau-o, nu, cine, ăsta s-a judecat în tribunal, care să mă câștige, cine să-mi plătească pensie. Mă afectează în ziua de azi, știi? Involuntar, bineînțeles, pe care le descoperi, fac terapie. Cred că e o nouă modă, mi se pare că toată lumea face terapie, dar chiar nici vreau să mi-amintesc. A fost foarte greu, foarte greu mi-a fost. Am stat într-un hotel un an. Și după ce am eliminat tot acel lapte și după ce n-am mai alăptat, am alăptat foarte puțin, vreo două luni, cred că în total, o lună jumate, două, am rămas cu clasicele șosețele, ca să le zic așa, știi? Mm-hmm. Pentru că am prins o anumită încredere în mine și îmi place să mă pozez. Adică eu tot timpul m-am pozat și m-aș fi pozat și înainte dacă aș fi avut suțe. Să-mi lingă tălpile. Era unul care la toate le scria același lucru. Poți să-ți ling tălpile. Mai ales acum, după divorț, după despărțire, inbox-ul meu e plin de mesaje, bărbații stau la coadă. Să stai pe canapea și să zici, gata, mi-am pus dorința, sigur se întâmplă. Ridică scurul de pe canapea și du-te la lucru. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vinde o poveste. Ce-mi plac cuvintele acestea, Doamne. Astăzi, când noi filmăm, nu când voi vedeți acest episod, dar când noi tragem, este 14 februarie, adică acest Valentine's Day. Nu întâmplător am ales această zi pentru invitata mea de astăzi, care este una dintre primele mele cunoștințe din această, cum să-i spun eu, categorie socio-profesională de creatori de conținut în mediul online. Așadar, Ioana Grama alături de noi, aici în studiourile noastre vaste din sufragerie. Îți mulțumesc că m-ai invitat în această zi specială. Nu știam că ești așa de romantic, dar mă bucur să petrec această zi cu tine. Cred că e cel mai frumos Valentine's Day la care ai fost vreodată și cel mai frumos la care am fost și eu vreodată. Că să vezi, ne-am pregătit pentru asta, nu e chiar așa. Mi-ai luat cadou. Nu, că chiar cadou nu. Chiar cadou nu, că e primul. Cadou la următoare, la aniversarea de la anul, știi? Radu. Vezi că ți-am și scris ceva aici, că era, trebuia să scrii ceva pe flori. Mulțumește-le Dumnezeu că au ajuns florile înaintea ta, pentru că azi fiind 14 februarie, toată lumea comandă flori. Îmi place mesajul. Foarte original. Dar ai înțeles ce scrie? Da. Că eu dacă mă pui să citesc, nu mai reușesc. Bine, ai venit, nu aveam idei despre ce să scriu aici, așa că am scris. Nu înțeleg la final. La oha. La, ok. La oha, asta e o vorbă de-a voastră, așa? Da, e moldovenească, așa. Mulțumesc, aș putea spune. Radu, nu mă așteptam la asta. Eu îți mulțumesc că ai venit. Și vin roșu, și flori, și brânzeturi, și salami, și toamne. Stai să vezi că la felul doi avem șampanie. Așa începem cu vinul roșu, da. Uite, te roagă domnul Nenciore din cabina tehnică, dacă se poate să îndepărtăm buchetul de flori din acel colț ca să se vadă... se vadă figura, că asta am înțeles, mai important. Ce mai faci, Ioana? Bine fac, pe drumuri. Unde ai fost? Am fost la Paris, împreună cu un brand pe care îl iubesc. Cum se numește? La un eveniment, Sephora. A, nu-i pot să spui. Știi că ți-am scris pe Instagram să mi-aduci ceva frumos și nici ție nu mi-ai dat? Jur pe cea mai sfânt că ți-am cumpărat. Vai, nu pot să cred că l-am... Trebuia să-mi cumperi, trebuia să-mi aduci o mocangeală ceva. Ți-am luat un pix, îți jur că ți-am luat un pix. Bine, deci... Îți trimit o poză cu el să-ți demonstrezi. Nu, trebuie să ne trimiți chiar pixul. Îți trimit pixul, dar îți trimit o poză ca să ți-l arăt așa și după aia... Perfect, deci dacă ne trimiți pixul, noi luăm, facem noi poză și îl punem aici. Și frumos pixul. Pac. Și am rezolvat. Că eu și scriu mult și de asta un pix. Zic de pe acum, detalii ca să vezi că există. Ah, ok. Deci pixul albastru. Perfect. E albastru de Paris sau albastru de Voroneț? Albastru de metilen. Așa, zici ce ai făcut la Paris, că am văzut niște articole de astea în ziar, că te-au prădat hoții, că nu știu ce ai pățit, dar n-am dat click ca să te întreb și ca să am așa reacția reală. Din păcate, de fiecare dată mi se întâmplă ceva când merg la Paris. În septembrie mi-au furat portofelul cu toate cardurile și acum mi-au furat telefonul. Ok. Cred că n-ar mai trebui să merg la Paris. Și, deci telefonul ăsta pe care l-ai acum e unul nou. L-am cumpărat din Paris.
Ok. Da. Mi-au furat telefonul în timp ce îi făceam un video în Ziani, prietenei mele. N-am simțit nimic, efectiv s-a întâmplat totul așa în câteva secunde. Eram în stare de șoc, nici n-am putut să mă întristez, nici n-am putut să mă enervez. Dar telefonul unde era? În buzunarul trenciului pe care îl purtam. Ok. Și-a venit un neculai, un neculoa? Nu știu. Nu pot să-mi dau seama când s-a întâmplat, mai ales că erau oameni în jurul nostru. Era tipul cu care am mers, băiatul de la Sephora, și soțul Sânzianei, care erau în jurul nostru în timp ce eu filmam. Adică, nu știu, nu știm. E un mister. Ei, nasol, sunt foarte buni oamenii. Și cum e să-ți pierzi telefonul când tu toată ziua stai utilizând telefonul? Ca să nu existe comentarii că zic că stai pe telefon. Să știi că m-am panicat pe moment. Și începeam să mă gândesc, oare ce fac eu zilele astea fără telefon? După aia am zis, băi, hai că totul are o rezolvare, trebuie să se întâmple ceva. M-am dus, mi-am luat alt telefon, nu mai aveam cartelă, mi-au luat, cred că a durat vreo 2 zile până să mi se încarce toate aplicațiile. Și seara când am mers spre hotel, eram gen, ok, și eu ce fac cu viața mea? Și mi-am făcut rutina, mi-am spălat părul, mi-am făcut toate rutinele din lume. Am luat o carte pe care o recomand, Pacienta tăcută, neapărat. Deci trebuie să citiți cartea asta, este ceva mind-blowing. Finalul este mind-blowing și o recomand cu toată inima. Și m-am bucurat că am avut timp să o termin, pentru că de mult îmi doream asta. Și am fost așa de relaxată și mi-a plăcut așa de mult să stau fără telefon. Și eram gen, uite mă că se poate și uite ce bine mă simt. Am avut timp pentru mine să fac toate lucrurile pe care de obicei le fac ori în grabă, ori nu le fac, pentru că pierd timpul pe telefon, știi? Și m-am pus în pat, toată curată, demachiată, cremuită, și am deschis cartea și am citit-o și am adormit cu cartea în mână. Eu nici nu-mi imaginez, o divă nici nu se poate pune în pat decât toată curată și cremuită. Da, clar, și doar că am acordat mai mult interes. M-am concentrat. De ce? Că doar nu mai tare. Aveai telefon. Cine te mai vedea? Păi nu, dar știi cum e când, pentru noi femeile, când vine vorba de demachiat, ei, nu știu de ce, toate avem chestia asta, am plătit pe cineva să vină să o facă în locul nostru, pentru că te demachiezi, după aia trebuie să te speli, după aia trebuie să-ți dai cu loțiune tonică, după aia trebuie să-ți dai cu nu știu ce, cu ser, cu cremă, cu... Sunt foarte mulți pași pe care trebuie să-i urmezi, știi? Și tot timpul ești pe grabă, n-ai chef, ții lene, și m-am bucurat de chestiile astea, I enjoy them. Bă, da, uite, e un eveniment care are la finalul lui. Da. Niște învățăminte de tras. Da, din orice experiență tragi concluzii bune. Deci nu te-ai crizat deloc când ai pierdut telefonul? Și nu mi-a venit să cred chestia asta, pentru că eu sunt foarte impulsivă. Și de obicei mă enervez din nimicuri. Nu te-ai gândit că pierzi Instagram-ul, că pierzi astea? Nu, că știam că am backup, am spațiu, în iCloud. Eram pregătită. Ok. Deci și acum, practic, telefonul ăla tău funcționează ca și telefonul exact, dinainte. Exact. Am înțeles. Da, uite, asta înseamnă să ai backup. Mai nasol a fost când am sunat la bancă să-mi anuleze cardurile. Și am zis, hai să mergem în Apple Store să-mi iau un alt telefon. Și am ajuns în Apple Store și eram gen, eu n-am bani. Și am sunat-o pe Sânzi, care rămăsese să-și mai facă niște poze sau să se plimbe, whatever. Ca să-și piardă și ea telefonul. Ea era cu soțul și cu copilul și o mai stat să petreacă timp împreună și am sunat-o și am zis, hai în față la Apple Store și dă-mi bani să-mi iau telefon. Și ca noroc că am prieteni. Uite, vezi, toate problemele au câte o rezolvare. Da, chiar unul au. Din principalele motive pentru care eu am tot ținut să facem podcastul ăsta, pentru că eu pe tine te-am chemat chiar la tine acasă, la Cluj, acum un an, când am filmat eu primele podcasturi, dar ai făcut COVID. Da. Fix acum un an COVID. Da. Fix de 14 februarie am făcut COVID. Mm-hmm. Incredibil. E, și atunci era izolarea cu 2 săptămâni. Da. Că dacă era izolare de asta scurte de 5 zile, făceam podcastul, nu era o problemă. Da. Și atunci, gândindu-mă la treaba asta, uite, vezi, fix la un an distanță, cu 2 ani am văzut noi ultima dată, tot în februarie. La Impuls. Exact, la Impuls, la Cluj. Era undeva tot final de februarie, dacă nu mă înșel, fix înainte să înceapă cu pandemia, cu toată nebunia asta. Așadar, motivul principal pentru care tot am vrut să facem episodul ăsta a fost faptul că tu ești unul dintre primii oameni care a activat în online în România. Da. Ești unul din primii pe care eu îi cunosc, adică am auzit de tine înainte să te cunosc în formă fizică. Știam că, băi, există o fată care face blogging pe vremea aia. Cheamă Ioana Grama. Similitudinea era cu vinul. Și atunci de asta foarte ușor am reținut numele.
După care, uitându-mă să văd, să studiez această piață, am observat ce faci tu. Și am observat și comentariile de pe marginea activității tale, pe lângă faptul că ai o comunitate foarte strânsă de fete care te urmăresc și cred că ar trebui să te urmărească și bărbații ca să încerce să înțeleagă cât mai bine femeile. Pe lângă asta, există și niște oameni care nu reușesc să înțeleagă neapărat ce vrei tu să transmiți, nici nu sunt în sfera activităților pe care tu le produci în mediul online și atunci există părerea asta despre influenceri în general, cum că ei nu fac nimic. Da. Și aș vrea să vorbim puțin despre chestia asta. Este un subiect pe care l-am mai atins chiar săptămâna trecută cu Dani Oțil, l-am mai atins și cu Ana Baniciu, în care ei au încercat să explice ce face de fapt influencerul respectiv și de ce nu e o terminologie peiorativă asta de influencer, ba chiar e o treabă destul de complexă să o faci. Da. Eu așa m-am săturat de... Adică îmi intră pe ureche și mi-e pe alta, pentru că n-ai cum. E într-adevăr un val nou pe care puțin oameni îl înțeleg și n-ai cum să-i... care e cuvântul? Bine să zic în engleză. Zi în engleză, punem subtitrare. You can blame them. Așa, nu poți să-i blamezi. Așa, blamezi, doamne. Nu mai punem subtitrare. Pentru că, într-adevăr, e ceva nou, știi? Adică mi-e greu să explic și contabilei mele ce fac eu. Mi-a fost greu la începuturi. Acum înțelege, dar e o chestie nouă și... Mulți oameni nu pricep. Cum faci? Cum adică faci? Instagram îți dă bani? Sau cine îți dă bani? Cum faci tu bani? Păi da, dar pentru mulți oameni e o chestie nouă. Deși eu fac asta de 10 ani. Uite, în aprilie se fac 10 ani de când am scris primul articol pe blogul meu. Wow! Da. 10 ani, bă, da. 10 ani, 2012. Și cum a început toată chestia asta? Hai să o luăm de la începuturi. Locuiam în Ucraina. Ok. Da, prin 2011-2012 aveam pe vremea un iubit care juca fotbal acolo. Mm-hmm. M-am mutat cu el în Ucraina și... Subotici. Da. Dar nu Subotici de la Borussia Dortmund, ca să înțeleagă lumea, că altfel nu mai avea nevoie de blogăreală. La salariul ăla era asigurată treaba. Nu, Daniel Subotici. Și știu că atunci aveam o comunitate destul de mare pe Facebook, știi, era Facebook în vogă, postam tot ce făceam pe Facebook, toți oamenii din Reghin de unde ziua ziceau, ce postezi, pe cine crezi că interesează, că ți-ai cumpărat, nu știu, nu, oameni din orașele mici. Și aveam o comunitate destul de mare și postând des mă întrebau fetele, cum îți faci părul, cum te machiezi, cum faci aia, cum faci alaltă. Și tot la recomandarea lor am zis să-mi fac un blog pe care să scriu ce-mi vine mie. Adică nu te gândi că aveam eu vreun talent la scris sau eram olimpică la limba și literatura română. Și scriam articole super random, cu activitățile mele de zi cu zi, știi? Le mai arătam un tutorial cum îmi fac eu părul. Că nu am studii în domeniu ca să pot să dau sfaturi. Dar primind atât de multe întrebări, am zis că blogul este un loc safe în care să mă destind, să le arăt oamenilor exact ce fac și cum fac. Și în perioada aia călătoream destul de mult, începusem să călătoresc cu Daniel și cumva aveam materiale de postat, știi? Pentru că eram super consecventă. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult, pentru că postam din două în două zile pe blog. Făceam poze, nu știu, cu ținute, cu make-up, cu ce îmi trecea mie prin cap. Și chestia asta m-a ajutat foarte mult. După aia mi-am făcut Instagram, pe care îl foloseam strict pentru filtrele. Meditam pozele cu Instagram, ca să fiu sinceră. Știi care e Valencia și... Da. Eu meditam pozele și le salvam în telefon și le postam pe Facebook. Cam ăsta era mersul lucrurilor. Și după aia am început să înțeleg și eu cum funcționează Instagram-ul, am înțeles că e o altă platformă de socializare și am început să mă folosesc de Instagram, la fel postam, Doamne ferește, deci dacă dai scroll până în 2012 să vezi ce postăream pe Instagram, e imposibil, n-ar trebui 2-3 săptămâni. Sunt oameni care dau pentru că mi-apar notificări, oameni care ajung la prima postare și zic, wow, nu-mi vine să cred că am ajuns aici. Și eram de, Doamne, cum ați avut răbdare. Câte postări pe Instagram? 9000 și ceva. Wow. Da. Și postam tot ce făceam, efectiv tot. Și cu timpul, adică prin 2014, 2 ani mai târziu, am fost invitată în primul press trip în calitate de blogger
în Austria, moment în care am făcut cunoștință și cu vinurile Grama al lui Marian. Și acolo erau mai mulți oameni din domeniul ăsta, mă rog, pe alte nișe. Un băiat se ocupa, avea un blog despre vinuri. Unul scria, deci super diferiți toți. Și mi-a explicat ei că pot să ajung să fac bani din chestia asta, pentru că eu eram... Habar n-aveam. Nu. Adică tu o făceai strict din pasiune. Da. Trecuseră 2 ani și tu nu monetizai deloc. Nu, absolut deloc. Ok. Mă rog, primeam, nu știu, o brățară, un lănțișor, un tricou, știi? Și scriam dita mai articolul pe blog despre produsul ăla, știi? Și știu că fix atunci în Austria făcusem 10.000 pe Instagram în 2014. Și atunci am stat de vorbă cu oamenii ăștia care mi-au explicat exact cum pot să fac bani din asta. Știu că era și o glumă că mă întreabă unul, ai Google Analytics? Și eram gen, ce-i Google Analytics? Habar n-aveam, știi? Și când ai Google Analytics, zic, nu, păi și tu cum vezi? Păi nu văd, nu știu, nu pricep, știi? Și o zis, hai până sus în cameră să-ți facem un Google Analytics. Nu era o metodă de a găța. A devenit o glumă, nu, a devenit o glumă ulterior. Dar așa s-a și întâmplat, am urcat în cameră, am dat pe laptop frumos, mi-a făcut și mi-a arătat exact. Pot să urmăresc, să văd oameni din ce oraș. Deci tu în primii 2 ani habar n-aveai cine se uită la tine. Știam că aveai și pe WordPress niște date, știi? Dar nu erau așa de exacte cum ți le arăta Google Analytics. Și la câteva luni mai târziu, la câteva luni distanță, unul dintre băieții cu care am fost în Austria, cel care a și organizat toată treaba asta, cumva se învârtea în lumea asta marketingului, PR și așa mai departe și m-a propus la Coca-Cola. Și am avut prima mea campanie cu Coca-Cola la vreo 3 luni distanță, cred că 2-3 luni trecuse. Deci asta s-a întâmplat tot în 2014? Okay. Și am primit primii mei bani atunci. Și eram gen, wow! Nu o să te întreb câți, că nu se face așa. N-are rost. Nu se face, nu e frumos. Nu. Însă, care a fost momentul în care tu, din pasiunea asta, ai început să monetizezi și să transformi chestia asta într-un stil de viață și să fii chiar și un pionier al acestei, unul dintre pionierii acestei nișe de... ca să nu o numim influencer, de creator de conținut. Da, așa, îmi place mai mult cum sună. Pentru că, bă, e un conținut. În momentul în care scrii, în momentul în care povestești oamenilor despre anumite lucruri, în momentul în care tu îți faci programul unei zile în funcție de ceea ce ai de postat, în funcție de ceea ce vrei să le arăți oamenilor care te urmăresc, devine deja, din punctul meu de vedere, conținut și mai ales că dăinuiește în timp. Da. Știi, e proba aia timpului pe care de obicei un lucru trebuie să o treacă pentru a deveni relevant. În momentul în care se întâmplă de 10 ani, e clar că e relevant și dacă el este într-o continuă ascensiune, așa trenduri și valuri de astea, unul care a mai făcut ce draci aveți pe voi și după aia a dispărut în 2 luni, nu poți să-l pui ca etalon într-o nișă de genul ăsta. Care a fost momentul în care tu ai trecut de la pasiune la mod de viață prin ceea ce faci cu treaba asta? Cred că 2015. Adică în 2014 am avut câteva campanii cu branduri mai mari, dar prin 2015 am început să câștig atât de bine încât să mă întrețin singură, să plătesc o chirie singură, să mă descurc singură din toate punctele de vedere. Deci, 7 ani. Și cum simți acum piața în direcția asta? Cum trăiește Ioana Grama azi versus cum trăia Ioana Grama, nu știu, în urmă cu 4-5 ani de zile? Pot să-mi satisfac orice dorință și orice plăcere. Trăiesc bine. Ok. Adică pot să mă bucur de viață. Mm-hmm. Așa cum doream acum 10 ani. Îmi doream pentru că eram o iubită de fotbalist și atât. Și eram oarecum frustrată că nu pot să fac lucruri de una singură, știi? Și nu-mi doream să rămân acolo. Și el m-a susținut foarte mult și el și-a dorit chestia asta de la mine și e super mândru de tot ce am realizat. Și trăiesc bine. Deci de ce v-ați despărțit? Nu aveam aceleași planuri de viitor, ca să zic așa. M-am înțeles foarte bine cu el și ne-am despărțit la fel.
A fost așa un moment super emoționat, știu că era un aeroport și el plângea și eu plângeam, a fost așa ca o telenovelă, dar am rămas prieteni și asta spune multe, adică chiar ne înțelege foarte bine. Bă, asta e foarte tare cu rămasul prieteni, eu nu cred în lucrurile astea, dar se pare că... Bine, el locuiește în Elveția, eu locuiesc în România, nicio legătură, adică e strict, adică ne putem da bună ziua, putem avea o conversație dacă ne întâlnim față în față, dar nu-ți imagina că îl sunt... Fiecare zi se vede ce mai faci, nu ținem legătura la modul ăsta, dar am rămas prieteni, chiar nu avem treabă unul cu celălalt. Uite, tot apropo de chestia asta, că oamenii spun că influencerii nu fac nimic și că nu prea înțeleg de unde vin banii aia, domne, de unde au aia banii ăștia, că ce arată o gentuță, că arată, nu știu ce, un rimel, un fard. Sigur, pentru un bărbat în momentul în care privește chestia asta, nefiind din sfera interesului lui absolut deloc, evident că nu va acorda foarte mult credit și e destul de înțeles de ce. Da. Dar eu sunt foarte curios să ne spui tu, intuind deja răspunsul, dar e important să o spui tu, care e programul tău într-o zi normală, să zicem, nu una de asta în care ești aici la București, ci altceva, deși chiar și aici, chiar și când ești plecat undeva, pentru tine nu se pune stop, adică nu e ca și cum ești în concediu, ești în vacanță, n-ai nimic de făcut. Nu există weekend-uri, nu există vacanțe, nu. Deci noi în unele vacanțe muncim mai mult decât muncim când stăm acasă, pentru că ne putem bucura de un peisaj nou, de niște cadre noi, de știi cum e, să ai feed-ul. Și atunci multe campanii le facem și în vacanță, știi? Și chiar de multe ori mă gândesc să sincronizez vacanța cu câte o campanie ca să pot să fac altceva pentru brandul respectiv, știi? Pentru mine, pentru că îmi place să fac lucruri mișto, să am rezultate bune, știi? Eu sunt foarte perfecționistă și mai ales cu pozele și cu videourile trebuie să iasă impecabil ca să pot să le postez. Păi acum de când sunt și mamă, în primul rând dimineața începe cu Aiana, o duc la grădiniță și pe aia mă duc la sală, asta e programul meu indiferent de zi, trebuie să mă duc și la sală, adică și la grădiniță și la sală. Și după dar aia... poți te duci tu la grădiniță și Aiana la sală. Da. Mai poate și așa. Nu, dar nu, acum mi-am făcut așa o rutină și m-am disciplinat în direcția asta și mă bucur din suflet că în sfârșit pot să fiu constantă cu sala, știi? Și a intrat așa de fain în rutina mea încât nu mai pot să renunț, așa că o duc pe Aiana la grădiniță, mă duc la sală, vin acasă, mănânc, după care fac poze sau filmez în caz că am vreo campanie, în caz că n-am, mă duc la fabrică pentru că dețin și un brand de haine. Și colaborez cu o fabrică sau e fabrica ta? Da. Nu, ei, aș vrea eu. Nu, colaborez cu o fabrică din Cluj. Ok. Tot ce producem, producem în România de la A la Z. Merg la birou, avem un birou. Am niște fete care fac treabă foarte bună acolo. Avem meeting-uri, avem shooting-uri. Mergem la fabrică, probăm prototipuri. Acum ne-am extins un pic, am mai găsit o fabrică undeva în România. Extindem producția, vrem să facem lucruri. Și fabrica aia ce produce? Care? Aia din Cluj? Asta haine. Momentan toate din Cluj. Haine. Okay. Haine. Deci numai haine? Haine. Mai textile, numai accesorii? Nu numai haine. De asta cumva încercăm să ne extindem pentru că asta voiam să găsim o fabrică care să producă și textile, să facem haine, țesături naturale, lână de alpaca, merino, whatever, știi? Mm-hmm. Și atunci am zis să... mergem pe două căi diferite. Am găsit fabrici în afara României, dar ne dorim foarte mult să rămânem pe made in România, știi? Deci, practic, aici intervine scalarea business-ului ăsta al tău. Pentru că, din momentul ăsta, tu începi să vinzi produse pe care chiar tu poți să le faci, așa mai departe. Practic, să nu mai depinzi neapărat de campaniile publicitare pe care... Asta mi-am dorit, cumva să am confortul ăsta financiar, să știu că dacă mâine dispare, că toată lumea ne întreabă, ce te faci dacă mâine dispare Instagram-ul, știi? Și nu toți ne întreabă cu inimă bună, cumva e un sarcasm, așa, știi, o plăcere din aia, las că te văd eu pe tine, dacă mâine dispare Instagram-ul, ce te faci? Dacă uite, e la mod de întrebarea asta, că săptămâna trecută a apărut o goangă de asta care de cel mai multe ori nu se certifică niciodată, deși de când cu virusul îmi spui semn de întrebare la orice, că așa era și cu virusul, știi? A apărut primul caz în China, las că n-ajunge la noi, n-are treabă cu noi și a ajuns. Așa, de asta eu sunt pregătit de război acum. Pentru că aici e vorba de bani, adică lăsând la o parte... Ar dispărea contul lui Cristiano Ronaldo, care e cel mai urmărit. Exact, foarte mulți bani la mijloc și nu
cred, nu. Eu personal nu cred. Dar să ne imaginăm, prin absurd, dispare Facebook și Instagram. Da. Se dă o directivă de asta, Zuckerberg se duce și ia, și ia Facebook-ul înapoi. Mă concentrez pe domeniul ăsta, pentru că îmi place. Ok. Dar n-ai să cauți o platformă unde să-ți expui conținutul în continuare? M-aș întoarce la blogging. Aș scrie, aș filma, YouTube. Uite, YouTube-ul e acolo, știi? M-am uitat la tine pe YouTube, chiar aseară. E greu să mă țin. E greu să le faci pe toate. Și TikTok, și YouTube, și Instagram, și Facebook, și fabrică, și copil, și business, și... Nu, sunt foarte multe. Adică trebuie să ai o echipă de oameni, o echipă mare. Și eu deocamdată nu o am. Mm-hmm. Câți oameni lucrează cu tine? 4, 5. Ok, care ce fac oamenii? Bine, lucrează cu mine, aici includ brandul meu personal, pentru că cu mine, pe ăsta, pe platformele astea, pe Instagram, Facebook și tot ce ține de ele, lucrez singură. Nu am pe nimeni, nu am agenție de PR, nu am pe nimeni. Deci tu nu ai un manager. Nu. Dacă eu acum vreau, de exemplu, dacă să spunem că eu am un... Vorbești cu mine. Nu știu, o firmă de salam. Da. Și vreau să promovez salamul. Îmi scrii mail și eu îți răspund. Direct? Serios? Da. Foarte tare. Mi se pare foarte bine, e tare, dar e epuizant și acum în sfârșit mi-a venit și mie minte la cap și am zis că trebuie să găsesc pe cineva care să mă ajute în sensul ăsta, pentru că nu mai pot să le fac. Adică întârzi cu răspunsurile pentru că sunt super haosată. Mm-hmm. Și eu sunt capricorn. Și capricornii au impresia că pot să le facă pe toate ei singuri și sunt invincibili și sunt cei mai tari, dar nu suntem cei mai tari și cumva trebuie să revin un pic cu picioarele pe pământ. Și să conștientizez că unele lucruri, adică pentru unele lucruri am nevoie de ajutor. Mm-hmm. Și adică cu brandul mă ajută niște fete, mă rog, una dintre ele e managerul brandului care practic ea face tot, pentru că eu nu sunt acolo 24 din 24, schimbia este. Avem o fată care se ocupă de colete și avem două fete care sunt pe design, cu ele desenează toate colecțiile. Am terminat facultatea de design din Cluj, super talentate, fresh, acum și-au făcut masterul, tinere, au 20 de ani, 21, 22, nu mai știu exact. Și, practic, noi suntem echipa Grama. Mă rog, și mai am... Echipa Ioana Grama. Da, da, brandul Grama. Ah, ok. Și mai cu un singur mă, da, nu? Da. Și dacă stau să mă gândesc, mai fac parte și oamenii cu care lucrez pe partea de foto-video din echipa mea, pentru că lucrez cu aceiași oameni de ani de zile. Mm-hmm. Deci aș putea să zic că totuși suntem 7. Asta pentru că industria asta în România, știi că multă lume îi spune că e industrie. Eu nu i-aș spune că e încă industrie, adică are de crescut foarte mult. Bine, se și raportează la o piață destul de mică, adică la cei 18 milioane de români, hai să includem, na, 20 cu toți diasporeni și așa mai departe. Și Republica Moldova, na, hai să băgăm 24-25 de milioane maxim de oameni la care tu poți să ajungi cu produsul tău dacă faci conținut exclusiv în limba română. E destul de în creștere, pentru că uite, mă uitam la documentar despre Neymar și acolo erau 200 și ceva de oameni în jurul lui, în echipa lui. Loran Soares postase pe Facebook și după aia chiar mă interesasem despre asta. Vinicius Junior, care e perla lui Real Madrid, acum a explodat, e unul dintre cei mai valoroși fotbaliști la ora actuală din lume, are în staff-ul personal 45 de membri, în sensul în care după el sunt niște nea cu masaj, niște nea cu kinetoterapie, niște nea cu medicină sportivă, cu un nutriționist, cu tot ce trebuie, cu antrenor de fitness personal, cu medic personal, cu avocat, cu contabil, cu experți finanțiști, cu specialiști în marketing care îi spun, zic, Neculai, tu n-ai voie să faci nu știu ce. Că uite postarea că... aia, că da. Și asta, dar trebuie să ai foarte mare grijă cum te prezinți în fața celorlalți. N-ai cum să evoluezi fără oameni. Categorii. Fără o echipă de oameni care să te ajute. Trebuie să accepți, trebuie să primești ajutor. Ca da, să dar asta se întâmplă la sute de milioane de followeri
și la zeci de milioane, chiar sute de milioane de euro, la nivel la care au ajuns băieții ăștia, având o vizibilitate extraordinară și, bineînțeles, având totodată și remunerații pe măsura vizibilității pe care o dețin, ce mi se pare însă foarte important în toată chestiunea asta, este că totuși se industrializează puțin domeniul ăsta. Că dacă la început tu erai o fată cu un laptop care mergea cu iubitul ei în Ucraina sau unde juca el sau printr-o vacanță sau pe nu știu mai unde se mai transfera, tu ajungeai acolo și de capul tău te plictiseai, îți făceai poze, exact. Tu scriai, tu centrai, tu dădeai cu capul. Între timp ai ajuns să ai un birou, ai ajuns să ai niște angajați, ai ajuns să ai niște colaboratori, niște parteneri și să extinzi toată chestiunea asta, ceea ce mi se pare absolut senzațional. Însă vreau să te mai întreb de un alt lucru foarte important, și anume oboseala. Nu te saturi să faci lucrurile astea? Nu, n-ai cum. N-ai cum, pentru că tot timpul există ceva nou. Toate campaniile sunt diferite. Pentru fiecare client în parte trebuie să faci ceva diferit, să livrezi ceva diferit, știi? Uh-huh. Să respecti brief-ul. Fiecare brief are o altă direcție și fiecare brand vrea total altceva de la tine. Nici o campanie nu-i seamănă celelalte, știi? E fain, e fain că e nevoie de foarte multă creativitate, tot timpul se întâmplă ceva nou. Pe vremea când nu era pandemia, mergeam în foarte multe press trip-uri la lansări de produse. Am fost la Paris cu Yves Saint Laurent, am fost la Praga cu Tiffany & Co., am fost cu Bourjois la Paris, am fost tot la Paris cu Huawei, la lansarea Huawei. Am călătorit foarte mult prin prisma a ceea ce fac. Știi, am fost la Londra cu Burberry, am fost peste tot și e foarte fain. Mm. E superb, cunoști oameni noi, era superb. Dar n-ai momente în care să vrei să faci doar ce-ți dorești tu și să, efectiv, să nu mai... Ai. Asta uite, cum fain. A fost la Paris, când n-ai mai avut telefon 48 de ore sau până s-au actualizat toate aplicațiile și toate alea. Da, da, faza e că ai, știi că ai și timp liber, pentru că nu îi solicitant, depinde de proiectele pe care le ai, știi? Adică eu, cel puțin, sunt genul ăla care dacă are proiecte, bagă mare câteva zile pe proiecte și după aia mă relaxez, știi? Nu mă mai agit, mai ales de când o am pe Aiana, pentru că acum trebuie să mă focusez și pe ea, adică mai mult pe ea. Uite, apropo de Aiana, iartă-mă că te întrerup. Da. Din nou, e o discuție foarte largă în spațiu public despre faptul că există anumiți oameni care își expun copiii de când acei copii sunt mici. Ce părere ai în legătură cu treaba asta? Păi, odată ce toată viața mea, mă refer la viața mea în spațiu online, am făcut asta, mi-am arătat mama, sora, iubiții, nu mă pot abține, cumva... Îmi vine natural să fac chestia asta și nu stau să mă gândesc oare să... Știi? Nu stau să mă gândesc de ori. Eu reacționez foarte mult pe moment. Eu nu stau să gândesc lucrurile înainte. Oare aia e bine? Oare să zic aia? Oare să... Nu. Iau telefonul în mână și îmi vine super natural să o fac. Și cumva prin asta am avut de câștigat pentru că sunt autentică. Eu asta zic că mă diferențiază de foarte multe fete din zona asta de online, că sunt... Eu și n-am încercat să par niciodată diferită, nu mă ascund în fața filtrelor, nu încerc să vorbesc diferit pe Instagram, știi, să pună fetelor, nu, eu vorbesc în realitate și mă compor cum sunt eu în real life, știi, că autenticitatea cred că e cea mai importantă și odată ce o pierzi, te pierzi pe tine, în primul rând, și pierzi și oamenii care te urmăresc, pentru că se caută, ne-am săturat de filtre, ne-am săturat de perfecțiune, ne-am săturat de imagini curate, știi? Cumva tot ce fac pentru că simt și pentru că vreau. Uite, sincer vorbind, eu inițial mă uitam la tine pentru că erai o fată frumoasă. Bine, ești acum. Nu doar atunci. După care am început să mă mai uit la tine pentru că te cunoșteam. Dar de când Aiana a mai crescut, mă uit pentru ea. Adică, îți spun sincer, e una din plăcerile mele vinovate. Mă uit la Eva Măruță și mă mai uit la Ioana Grama, la Aiana. Și mai îmi place aia mica lui Bursucu. Uh-huh. Când îți duce Bursucu în weekend la Constanța, știu că sunt niște story-uri de alea în care cu siguranță o să mă amuz și o să râd că are un copilaș foarte ofițit, foarte drăguță. Mă refer la cea mică, Bursucu. Și...
După asta am stat și m-am gândit, pentru că am observat valul ăsta de reacții și la măruță, că bă, că vă expuneți copiii, că joacă în reclame, că vreți să faceți bani pe urma copiilor, că nu știu ce. Mă uitam și la tine la același val de reacții, pentru că la un moment dat tu mai răspundeai pe story, că îți spunea, te certa oamenii, că nu e bine să faci aia cu copilul, că nu e bine, că dar de ce vorbește copilul în două limbi? Bine, asta n-am înțeles-o nicio. N-am înțeles-o ce vorbește în două limbi și chiar vreau să te întreb de ce vorbești copilul în două limbi, când ea nu știe nicio limbă momentan. Dacă poți să-mi explici, o să fiu foarte fericit. Așadar, prima întrebare e cum reacționezi tu la valul ăsta de mesaje care vin din partea oamenilor, care au foarte multe păreri și pe care nu încetează să le și expună. Și în al doilea rând, următoarea întrebare este de ce vorbești cu copilul în două limbi? Bun, o luăm pe prima. De cele mai multe ori nu reacționez pentru că nu mă mai obosesc, nu mai are sens, știi? Adică n-are rost să explici unui om de ce faci niște lucruri. Nu înțeleg care-i rostul, care-i... Nu înțelegi, treci peste. Nu o să înțeleg niciodată oamenii care, mai ales mămicile, pentru că aici vorbim strict despre mămici. Mămicile sunt... Credeam că femeile sunt rene, dar mămicile în special sunt atot știutoare. Păi, fiecare face ce vrea. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Fiecare om e liber să facă ce vrea. Dacă eu vreau să mă dezbrac pe Instagram, mă dezbrac pe Instagram pentru că așa vreau eu. Și eu. Dacă vreau să-mi spun copilul, mi-l expun pentru că asta simt și asta vreau. Tu nu trebuie să rezonezi cu mine. Poți să dai skip, poți să-mi dai unfollow, poți să-mi dai block, poți să nu te uiți la mine. Eu nu urmăresc oameni cu care nu rezonez. Decât să stau să... Să mă uit la una de care nu-mi place și în fiecare zi să zic, uite pe proasta asta, ia uite pe asta. De ce? De ce să-mi pierd energia și timpul vorbind despre un om pe care nu-l plac? Adică get over it, nu urmăresc o mulțime de oameni din online. Oameni din nișa mea, nu-i urmăresc pentru că nu găsesc nimic interesant la ei, nu mă inspiră, nu pot să-i văd, nu, știi? Și atunci nu-i urmăresc și trăiesc foarte fericită. Okay. Și mi se pare foarte important să respecti deciziile oamenilor, știi? Să-i respecti, să-i lași să facă ce vor ei să facă. Pe bun, și când te enervezi și faci câte un story explici oamenilor... Păi, cumva încă am speranța că ei pot să priceapă ce vreau eu să transmit, știi? Adică îmi doresc să-i fac să înțeleagă că e perfect normal să nu fii de acord și să nu se întâmple lucrurile cum îți dorești tu să se întâmple. Știi? Adică ei își doresc ca eu să fac nu știu ce, dar nu poți, pentru că tu îți dorești asta, nu eu îmi doresc asta, eu îmi doresc altceva. Tu trebuie să respecti că eu nu-mi doresc ce dorești tu, nu știu cum să zic, știi? Da. Adică e foarte simplu, hai să lăsăm fiecare om să facă ce vrea el, ce îl face pe el fericit. Dacă pe mine asta mă face fericită, lasă-mă să fiu fericită. Da, asta mi se pare foarte... Tu fă ce vrei tu. Tu nu-ți place, ok, super, perfect, normal, dar nu trebuie să-mi zici mie că nu se schimbă nimic, eu nu o să zic, vai, mi-a zis fata aia pe Instagram, că nu o să-i urmez sfatul, că nu e ca și cum mă influențează o necunoscută printr-un mesaj pe Instagram. Vezi că e ok, știu eu ce e mai bine pentru copilul meu. Citesc o carte, o sunt pe mama, o sunt pe soră mea, nu știu, dar sigur nu ascult de tine, adică... Dar nu, dacă, de exemplu, îți scrie cineva ceva pertinent, nu e în calcul? Ba da... Dacă îmi scrie cineva și dacă văd că nu are nicio urmă de răutate sau dacă văd că îmi dă o explicație foarte faină, vorbesc, răspund, avem o conversație, știi? Multe exemple în sensul ăsta. Dar majoritatea nu știu să se exprime și sunt răutăcioase și sarcastice și stilul de pe Instagram. Mm-hmm. Și atunci le explic și lor, dar prefer să o fac pe story, știi? Adică okay. Să-mi pierd timpul privat cu fiecare parte. Și fac un story în care le zic punctul meu de vedere și dacă înțeleg e bine, dacă nu, Doamne ajută. Vorba aia. Ok. Da, ți-a umbrit. Prin nasul. Și cu Aiana de ce vorbești în două limbi? Și noi. Eu vorbesc doar în limba română, Alex vorbește în limba engleză, când încă de la naștere. Ei, din Mănășturi, din Cluj. Ok. Pentru că cei mici absorb totul ca un burete, până mai ales la vârsta de 3 ani, dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc, nu vreau să intru foarte mult în subiectul ăsta, pentru că s-ar putea să dau niște detalii care nu sunt musai corecte. Dar copiii au o capacitate de a învăța foarte mare, mai ales în primii ani de viață.
Ok. Și de ce să nu-mi doresc ca al meu copil să învețe și limba engleză și limba română încă din primele zile de viață? Adică e foarte important, pentru că mi se pare că ne îndreptăm cumva în direcția aia și o să fie musai să știi limba engleză. Aia, cred că e deja e. Este deja, dar mulți nu știu. Da. Știi? Și îmi doresc ca al meu copil să învețe limba engleză. Și de asta Alex vorbește cu ea strict, dar numai și numai engleză, încă din prima zi de viață. Nu vorbește niciun cuvânt în limba română cu ea. Motiv pentru care, într-adevăr, își dă mai greu drumul la glas, ceea ce nu mă deranjează, pentru că sunt copii care au vorbit pentru prima dată după 4 ani sau, mă rog. Einstein se spune că a vorbit exact după 4 ani. Și nu îmi fac griji din punctul ăsta de vedere, fiecare copil are ritmul lui de dezvoltare și mă bucură că văd deja că știe numerele în engleză, culorile. E super cute când o auzi, știi că recepți. Adică mi se pare incredibil că știe tot. Mm-hmm. Tot ce îi zice Alex în engleză, ea înțelege, știi? Și cumva mie nu-mi vine să cred că... Dar e perfect normal, pentru că așa e să vorbi de la naștere. Ba, și e da. Fain. E fain. Îmi zice I love you, mom. Adică e cute, așa. Dacă vrea un măr, zice Apple. Apple nu zice măr, știi? În aceeași măsură ce... Dar poate vrea un iPhone când zice Apple, Apple. Poate vrea un iMac. Dar zice și cuvinte în limba română, cumva le mixează, știi? Și mi se pare foarte fain. Și sunt oameni care vorbesc copii în trei limbi. Mi-au scris o grămadă de fete. Da, am mai văzut și o chestie. Și să nu uităm de familiile, mai ales în Ardeal, sunt foarte multe familii de maghiari combinat cu români și atunci vorbesc copiii și maghiară și limba română. Am o grămadă de exemple în jurul meu, adică de ce la ei nu se pune problema, nu se pun întrebările astea, că se întâmplă de ani de zile, știi? Că nu se întâmplă pe story, de aia. Da, probabil. Atunci, întâmplându-se pe story, îți dai seama că există foarte multe păreri care apar. Da, dar nu pot să înțeleg cum să ți se pare neobișnuit. Adică, de ce pui... Nu-i de la sine înțeles de ce vorbesc cu ea în engleză? Că vreau să învețe limba engleză. Adică, de ce crezi că vorbesc cu ea în limba engleză? Nu, motivația am înțeles-o, dar nu înțelegeam dacă chiar e posibil ca ea să învețe și limba engleză concomitent cu limba română. Poate să învețe 3 sau 4 limbi, nu știu exact, dar mai mult de 200%. Wow, foarte tare. Da. Ei foarte smart. Mai ales, trebuie să ai foarte mare grijă cum îi formezi, mai ales în primii ani de viață și ce vrei să-i înveți și cum vrei să-i educi, pentru că asta îi formează pe ei în timp, ca oameni. Acum cred că intuiești foarte bine ce urmează să te întreb. Urmează întrebarea? Că, nu, chiar, nu, stai, să ne înțelegem, nu vreau să fac rău la nimeni. Iertați. Stai așa, stai în gură de vină. Aici nu avem invitați cu dosare penale, avem invitați așa, cu bloguri, cu Instagram-uri, cu de-astea. Cine pune? Stai că mă enervează părul ăsta. Nici o miză, asta cu urmează întrebarea e când urmează ceva grav, așa, de interes național, de vreo treabă, așa, când urmează să te întreb de relația cu Alex, că n-am cum să te întreb de treaba așa asta. Așa, e o întrebare destul de casual, adică da, n-are ce să fie presant, plus că nu vreau să te oblig să vorbești despre lucruri pe care nu vrei să le spui, da, nu vreau nici măcar să te fac să te simți presată de ceva. Ce am observat eu în urma despărțirii voastre, da, e că mi se pare foarte tare faptul că ați conlucrați împreună la creșterea, conlucrarea e împreună oricum, dacă să mă dau deștept, la creșterea Ianei, ceea ce mi se pare foarte tare. Adică nu e o chestiune de azi, zic, nu bă, copilul trebuie să rămână la mine, ba nu, la mine rămâne, nu, ba nu, lasă, nu te mai apropia tu de copil, că înveți prostii. Asta erau că nu pe știu vremuri, ce. Nu, adică, no, nu știu, poate se mai practică și în ziua de azi, doar că mie mi se pare că ține așa de domeniul trecutului. Că și eu am trecut, și ai mei au divorțat când eu aveam o vârstă fragedă și la fel a fost, iau-o, nu, cine ăsta s-a judecat în tribunal, care să mă câștige, cine să-mi plătească pensia. Părinții tăi? Da. Și a fost super traumatizant pentru mine, știi? Dar tu câți ani aveai când se întâmplă asta? 6 ani. Și ți-ai minte, adică ai niște memorii destul de clare din perioada respectivă? Nu, clare nu, dar a fost greu. A fost greu și deloc plăcut, mai ales că sunt lucruri care mă afectează în ziua de azi, știi? Involuntar, bineînțeles, pe care le descoperi, fac terapie. Cred că e o nouă modă, mi se pare că toată lumea face terapie, dar chiar te ajută terapia și chiar o recomand tuturor oamenilor care nu sunt pe deplin bine cu ei.
Și am descoperit prin intermediul terapiei câte experiențe din trecut mă afectează în prezent, știi? Și nu vreau, nu-mi doresc. Ăsta a fost și motivul pentru care am luat decizia de a ne despărți. Decizia asta a fost mai mult pentru Aiana, pentru că nu-mi doream să crească cu traume, știi? Și de asta încercăm, și ne reușește deocamdată, ne iese, să rămânem prieteni și să creștem cât se poate de bine împreună, să avem activități toți trei, să ieșim în parc o dată pe săptămână, să mergem să mâncăm, adică bine, deocamdată e ușor, pentru că nu există o a treia persoană. Gândul că o să vină la un moment dat și momentul ăsta ne înspăimântă pe amândoi și nu știu cum o să gestionez situația asta la momentul respectiv. Dar deocamdată ne descurcăm foarte bine și noi ne înțelegem foarte bine. Noi nu ne-am despărțit cu scandal, noi nu ne-am dat în cap, nu... Existau niște neînțelegeri, niște certuri și am zis că decât să ajungem să ne dăm în cap, să ne urâm, să ne vorbim urât de față cu copilul sau așa, mai bine să ne separăm și să rămânem prieteni, pentru că noi, ca prieteni, am fost extrem de buni. Noi, ca și cuplu, nu ne mai înțelegeam, ca și iubiți, ca și soț și soție, dar suntem prieteni. Și Alex este un om extraordinar. Eu n-am ce să-i reproșez lui Alex. Alex e un om extraordinar. Este un tată extraordinar. A fost un soț extraordinar. Și cred că aceeași părere o are și el despre mine. Și sunt foarte mândră de felul în care am gestionat toată despărțirea asta până în momentul de față. Nu ne-am scandalizat în online, n-am dat curs discuțiilor, n-am dat explicații, deși oamenii au impresia că sunt în măsură să le ceară. Bine că până acum nu ți-am povestit tot până acum, adică ți-am povestit ce am vrut eu să-ți povestesc și ți-am arătat ce am vrut eu să-ți arăt. Și asta oricum nu mă obligă să-ți zic în continuare, adică n-am cum. Nu. Știi, oamenii cumva au așa o autoritate față de tine, de parcă le datorezi ceva. Îți datorez cât vreau eu să-ți datorez și îți arăt cât vreau eu să-ți arăt. În momentul în care nu mai vreau să-ți arăt, e fix decizia mea. Tu n-ai ce să faci, n-ai cum să mă obligi. Și am anunțat că ne-am despărțit, că nu mai formăm un cuplu, dar că formăm o familie în continuare și vom forma tot timpul o familie, cumva, într-o oarecare măsură. Și că aș vrea să se încheie subiectul ăsta aici, să nu fie nevoie de explicații, pentru că nu o să existe. Dar mai iubești pe Alex? Îl iubesc ca prieten. Nu, asta era motivul, de fapt. Pentru că nu mai era iubirea, era obișnuința și copilul și nu... Am stat pentru copil, pentru că noi nu ne mai înțelegem de mult timp. În vară am făcut o pauză de vreo lună, două și a fost pentru copil. Ne-am împăcat și a fost bine o perioadă, după care totul a revenit la normal, dacă pot să numesc normal. Și am zis că nu o să fiu cum au fost părinții mei sau cum au fost... În majoritatea cazurilor, oamenii rămân pentru copil. Și eu nu sunt de acord cu chestia asta. Pentru că rămâi pentru copil și involuntar, fără să-ți dai seama, copilul ăla crește cu traume. Pentru că se simte tensiunea, se simte energia dintre voi doi. Nu poți să o maschezi. Oricât ai încerca, nu poți să o maschezi, pentru că e energie și copilul simte tot, știi? Și am zis că e mai bine să ne oprim aici, să rămânem prieteni. Și am rămas. Și nu crezi că există vreo șansă să vă împăcați? Nu. Din păcate nu mai. Știi de ce te întreb treaba asta? Pentru că eu v-am cunoscut împreună, adică v-am văzut o singură dată, asta cu 2 ani la Cluj, și mi se părea că relația voastră este una dintre cele mai fericite pe care le-am văzut eu așa în ultima perioadă între oameni. Că îți dai seama că inevitabil ai păreri, chiar dacă eu nu mi le exprim din... Sper că din bun simț îți formezi o părere față de un om, dacă, mai ales dacă interacționezi cu el. Adică poți să ai o părere pe care poți să o ții pentru tine. De obicei, dacă e proastă, o țin pentru mine. Dacă este una bună, o spun, știi? Bine, nici nu o să spun pânărămile alea cu vai, ce frumos sunteți împreună. Că erau frumoși și separați, adică nu trebuia să fie
Că nu se amezi ca să fie frumos și mai împreună. Asta o dată, dar a doua oară mi se părea că nu, că e genul ăla de relație care și ție îți făcea foarte bine, pentru da. Că diferența dintre, bine, asta nu știu dacă neapărat Alex sau și venirea Ianei în viața voastră te-a făcut pe tine să fii total diferită, pentru că noi ne văzusem odată pe la Electric Castle la Cluj în 2018 și următoarea întâlnire era la un an jumate distanță. Eram gravidă, așa-i? Nu, deja nu. O aveai pe Aiana. Deja o aveam. Și era o diferență uriașă, colosală. Da, de când am devenit mamă, m-am schimbat foarte mult. În bine. Toată lumea îmi spune chestia asta și o simt și eu. Te schimbă, n-ai cum, te schimbă un copil. E cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla. Se schimbă viața, în total. Cum vezi diferența? Devii mai bun, știi? Devii un om mai bun, mai tolerant, mai răbdător, mai... mai bun. Mm-hmm. Eu cred că așa... Astea sunt schimbările pe care le-am observat la mine și pe care oamenii din jurul meu le-au observat. Bă, asta mie mi se pare chiar... e o chestiune evidentă, știi? Că există unii oameni care spun că, bă, totul s-a schimbat de când a venit copilul și nu știu ce, dar nu se... chestia asta nu prea poți să o vezi cu ochiul liber, știi? Nu, mai ales din simți. Exterior. Și... să știi că foarte mulți oameni din online au observat schimbarea asta la mine de când am devenit mamă și m-au bucurat așa că... Oameni public sau... nu, public, oameni urmăritorii da. Mei. Ah, ok, da. Urmăritorii tăi. Au scris mesaje, da. Uh-huh. Da. Mă bucur că ai... Ce? Erai mai... știi că nici astea nu-s de decor, adică da? Poți să poți le... mănânc? Da. Like, poți feel free, toate-s de dietă. Dietă. Tot ce vrei, adică... Bine, asta e puțin expirată. S-a mai portocalizat așa deci puțin. Deci zici că e dovleac. Sau... în rest, nu e dovleac. Sau cartof dulce. E așa, e portocala mecanică. Ne arată așa. Mănânc mai... din asta cu mucegai. Diferit. Să-mi aduc aminte de copilărie. Cum a fost copilăria ta? Uite, că tot m-ai întrebat, mi-ai dat la fileu chestia asta, că urma să te întreb de Reghin și de cum ai ajuns la Cluj și bineînțeles că după aia urmează o nouă întrebare, un nou capitol pe care o să-l punem acolo la, în descriere la timecode, spunem dacă te-ai mutat vreodată din Cluj. Nu. Dar până să ajungem nu. Acolo, ei, las că după aia și vorbim mai pe larg despre asta. Bine, am și eu ceva să zic. Cum erai tu când erai copil? Am fost un copil, adică am avut o copilărie fericită din punct de vedere al creșterii, cu prietenii, cu activitățile pe care le aveam. M-am bucurat de viață așa cum ar trebui să bucure orice copil, care acum nu se mai bucură. M-am jucat în spatele blocului, am făcut corturi din pături, din bețe de schiuri, din... nu, m-am jucat triș, noi așa ziceam, în Ardeal se zice triș la șotron, știi? Ok. Mă jucam ladvolei cu bărbații. Cum se cheamă? Băieți, ladvolei. Ce e asta? Asta cu mingea, știi? Când dai minge. Când pasezi mingea de la unul la altul. Aha. Efectiv, așa se numește la noi. Aha. Avem denumiri mai dubioase. Mai maghiare, așa. Da, puțin. exact. Sau pătrățică, nu știi pătrățică? Pătrățica, da, știu. Da, erau știu. Și dădeai de la unul. No, am avut o copilărie faină, din deci punctul de ăsta de vedere. Deci tu de asta ai ajuns cu un fotbalist, că ți-ai plăcea da, cu fotbalul. Da, era fiartă pe minge, pe fotbal, pe... îmi plăcea să dau un vinclu. Colțul scurt. Bine, să nu fie bățul scurt, că colțul scurt. Să nu tragi bățul scurt la colțul scurt, mai merge. Rad. Așa. Așa. Și când ai plecat tu de la Reghin? Păi am plecat când aveam 19 ani. Am mers la facultate, foarte departe, la Mureș, la 30 de kilometri. Ok. M-am mutat la Mureș, unde am început facultatea de geografie. Am stat în chirie cu 4 băieți, foști colegi de clasă, prieteni foarte buni, care țin legătura și în ziua de azi. Și a fost interesant, chiar a fost super interesant să stai cu, să supraviețuiești cu 4 băieți care puneau toată ziua la pariuri în casă. Ok. Și a fost o experiență foarte faină. Și acolo la Mureș l-am întâlnit pe Daniel. Și ce facultate făceai? Facultatea de geografie. Ok. Da, Dimitrie Cantemir. Și ce îți doreai să faci atunci? Ce visai tu pentru tine? Nu știu, eram pe altă planetă. Nu știam nimic. Chiar nu știam. Am mers la facultate. Să mă duc la facultate, că dacă e bacul, mergi la facultate, știi? Îți zic sincer, nu are rost să mă ascund, știi? Da. Nu doream să fac
concret nimic. Nu știu, în clasa nouă îmi doream să devin stewardeză. Nu mi-am mai dorit după aia. De ce? Nu știu. Am stat prea mult timp în avion. Era frică. Chiar nu, n-aveam așa un vis, zic, vai, îmi doresc să devin medic veterinar. N-am avut dorințe din astea. I went with the flow, știi? Mm-hmm. Pe mine asta tot timpul m-a ajutat în viață. Că m-am dus așa. Pe ce am simțit, știi? Ok. Nu m-am... mi-am făcut... Nici acum nu sunt în stare să fac un program pe o săptămână, știi? Adică tu nu știi ce o să faci când ajungi la Cluj acum, peste două zile? Știu că în weekend mă duc la Cluj, la Reghin, că e ziua lui sorul meu. Ok. Ziua surorii mele. Dar nu, nu sunt stare să-mi țin așa, să-mi fac un calendar, să am un program bine pus la punct. Și asta mă frustrează, pentru că-s haosat. Dar cred că așa funcționează cel mai bine, pe haos. Știi, tot timpul e un haos în capul meu. Mm-hmm. Bun, deci hai să o luăm așa, să păstrăm ordinea cronologică. Hai, ai ajuns la facultate de la Reghin la Târgu Mureș, da? Da, și după aceea m-am mutat în Ucraina. Pentru că l-ai cunoscut pe Daniel, care, da. Cum l-ai cunoscut? El juca la ASEA? La FCM Târgu Mureș. Ok, da. Așa. Și acolo v-ați cunoscut, totul bine și frumos, el a plecat să joace în Ucraina, la ce echipă? Volin Luțk. Volin Luțk, așa, da, am auzit, a jucat cu ceva românesc, da. Volin Luțk, la da. Un moment dat. Eric Bicvalbi, Valentin Iliev, bine, Valentin Iliev nu era român, dar știu că a jucat și în România. Da, la Craiova a jucat, era bulgar, am impresia. Ah, și mai era un tip de la... un român, nu mai știu cum îl chema, dar și el era din Galați, știu, da. Mm-hmm. Deci, și ați ajuns acolo la în Ucraina. Da. Ok, după care ce s-a întâmplat? S-a întâmplat și eu mai blogul. Veneam acasă să-mi dau examenele, să-mi continui facultatea și la scurt timp m-a cerut în căsătorie, după vreo 6 luni de relație, cred. Și am mai locuit în Ucraina încă câteva luni, în total vreun an, cred că am stat în Ucraina și ne-am mutat în Azerbaijan. La Neftchi Baku sau unde? La Kabala. Așa, Kabala, da. Da. Și au jucat acolo tot așa vreun an. Cred că am stat într-un hotel un an de zile, într-un sat oribil, ceva. Doamne, prește, ce viață. Nici vreau să mi-amintesc. A fost foarte greu. Foarte greu mi-a fost. Am stat într-un hotel un an. Și la în Ucraina unde stăteați? Aveam apartament în chirie, frumos, erau restaurante, puteai să ieși să mănânci. Acolo nu exista nimic. Era un okay. hotel care era al ownerului echipei, mm-hmm. care de fapt avea vreo 5 hoteluri în total, toate la fel, toate cu aceeași mâncare, toate, nimeni nu știa engleză, nu, foame. Bine, era pe bogăție hotelul, dar în rest era o sărăcie cruntă acolo, deci era, nu știu să-ți explic, era trist, mm-hmm. mizerie, numai bărbați, îngești de piele cu mustață, mă duceam la câte un meci și mă simțeam așa de... Nu era nicio femeie, eram eu doar eu singură cu mulți bărbați cu mustață și cu îngești de piele. Știi? Nu mai juca niciun român la Kabala atunci, nu? Juca Pulhac. Ok. Da, și am avut noroc că am stat cu el foarte mult timp și cu iubita lui, cu Raluca. Și-a trecut timpul mai ușor, sincer, că... Deci... Nu știu cum să... Adică nu știu că îți poți imagina, mă trezeam dimineața, mergeam la micul dejun la hotel, mergeam în camera de hotel și nu făceam nimic. Dacă trebuia să ne spele hainele, le trimiteam la spălătorie. Dacă voiam să mâncăm, sunam la restaurant să ne aducă mâncare în cameră. Și asta se întâmpla toată ziua. Nu exista nimic, era un sat, nu era oraș, e mult spus oraș, era un sătuc, erau... Ții minte că aveau miei atârnați pe cârlige, că mâncau mult miel, știi? Mhm. Ieșai în oraș, era așa ca în filme din alea, ca în cu piețele alea pline ochi de oameni, știi, cu miei atârnați în cârlige, o mizerie, frigidere legate cu lacăt și cu lanț, supermarket, o mizerie pe jos, pâini aruncate în multe cutii de carton, peste cutii de carton, cu... Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Și ai stat un an acolo. Da. Bine, mai mergeam câte 2-3 zile când avea liber, mergeam în Baku. Și acolo era deja altă poveste. Mm-hmm. Mi se pare incredibil ce discrepanță exista. La două ore distanță era într-o altă lume, știi? Miroseau ăia, aveau câte o mașină. Aveau mașini, taximetriști. Aveau mașini înfoliate, știi? Nu își dădeau foliile jos de pe scaune, de pe geamuri. Tot era înfoliat și miroseau foarte urât. Foarte, foarte urât. Doamne, deci drumul de la Kabala până la Baku era crunt. Mhm. Da, și mergeați greu. Cu taxiul de la Kabala la Baku? Șoferi, da, care practic erau taximetriști, doar că nu, deveneau șoferi privați.
Și după, da. după Kabbalah? Kabbalah, adică el a semnat în Kuwait. Ok. Și au jucat mucho în dinero. Da. La Kuwait. Da. Și acolo nu prea n-am locuit constant, pentru că era super departe și eu deja începusem să am proiectele mele, deja începusem să fac bani și cumva era nevoie de mine și în România și făceam naveta, știi? Și am mers de vreo 3 ori, cred că, în total în Kuwait și am stat vreo câteva luni, nu știu, vreo 2 luni, cred că am stat în total. Mm-hmm. Și când veneai în țară, unde stăteai? La Reghin. Ok. Bine, mai mergeam la Cluj, la fete, că deja erau mutate o grămadă de prietene de-a mele din Reghin în Cluj. Dar locuiam în continuare la Reghin cu tata. Deci Reghin, ca să ne înțelegem, este pepinieră de blogherițe, influencerițe în România. De ce? Cine păi... mai? Ești din Mureș. Din Mureș. Din Mureș, că e Alina din Mureș și Carmen. Ok. Dar eu sunt din județul Mureș, el este din Târgu Mureș. Hai să punem așa, Mureșul da. La oaltă. Da, cine exact. Mai e? Deci în afară tine, Carmen Grebenișan, Alina Ceușan și cine mai e de acolo? Din zona aia, să știi că numai noi suntem. Restul fetelor de la Cluj, nu? Cine? Zi-mă cu voce tare. Ada, da, da, bine, Ada e cântăreață. E altceva. Așa, da, mai știu Târg Mureșeni sau... Nu, cam, județ. Da, nu, fetele, da, că vorba aia, noi, Alina, cel puțin, e cam dinaintea mea. Uh-huh. Câteva luni, știu că i-aș făcut blogul cu câteva luni înaintea mea, ea a fost prima. Ok. De care o știam eu. Și când ai ajuns în Cluj să te stabilești? Și am ajuns în Cluj după ce m-am despărțit de Daniel. După el deja, adică încă juca la Kuwait și ne-am despărțit. Și m-am mutat înapoi în țară și am zis că nu mai pot să stau să locuiesc la Reghin. Deja aveam, nu știu, 20 și... Nu știu câți ani aveam. 22, 23, ceva de genul ăsta? Da? 22, cred că. Și m-am mutat la Cluj, într-un apartament cu 4 camere, 5 fete stăteam în apartamentul ăla. Eu stăteam cu cea mai bună prietena mea, cu Ramona. Cine? Ramona Luca. Okay. Da. Stăteam în aceeași cameră cu ea, împărțeam aceeași cameră. De... Era cât garsoniera asta vestită de pe Facebook, camera aia era mică. Și am stat acolo vreo, nu știu, am stat ceva timp. Cred că am stat, nu știu, că am stat un an. Nu sigură. Dar cam așa, cred că cam un an am stat. Plăteam 200 de lei pe lună. Era apartamentul unei prietene de-a noastre. Da, da, era apartamentul unei prietene de-a noastre din Reghin. Ah, păi doar așa, că da. V-ați ajutat și... așa între voi. Da. Și după aia am început să produc mai mulți bani și mi-am luat apartament în chirie. Și m-am mutat singură în chirie. Și am fost super mândră de mine. Așa. Și am stat 2 ani singură în chirie, după aceea l-am cunoscut pe Alex și am rămas însărcinată și mi-am luat apartamentul în care locuiesc acum. Foarte tare. Și bine, știm că nu vrei să te mai muți de la Cluj. Da. Dar cu toate astea, cât de bine poți tu să-ți faci treaba din Cluj față de cum ți-ai face-o în București în momentul de față? Pentru că, până la urmă, ori, uite, eu, spre exemplu, dacă ar fi după capul meu, m-aș întoarce oricând la Iași doar să pot să fac ceea ce fac aici. Însă, din păcate, nu pot. La Cluj, parcă se mai poate cumva, adică e un oraș care e mult mai dezvoltat, da. Din mai multe puncte de vedere, da. Nici nu sunt fan de la utopiei clujene pe care nu vreau să o, adică încerc să nu o promovez, pentru că m-am lămurit și eu de ea, nu e chiar Silicon Valley, nu umblă câinii cu colaci în coadă în Cheolojvar. Nu, e un oraș fain, nu? Are un vibe, știi, un vibe pe care... Și sunt mulți creatori de conținut de acolo, adică pe lângă grupul ăsta de fete care până la urmă urme, cred că e cea mai mare comunitate de blogging e acolo. Bine, sunt multe. Bine, acum Alina e mutată în București, am impresia. Carmen, ok. Carmen. Alina e la Cluj, da. Mai ești tu, mai e Sandra Bendre, Sorina Brumariu, Ioana Chișiu. Merca, suntem multe, sunt multe. E Mircea Bravo, care e emblema, emblema pe partea lui Mircea cel puțin de divertisment. Creative Monkeys sunt tot de la Cluj. Da. Și mai sunt creatori de conținut, nu vreau să scape cineva ca să nu cumva să fac vreo... Sunt mulți, și eu din considerentul ăsta am zis că mai bine zic că sunt mulți decât să m-am pus. În orice caz, sunt mult mai mulți decât în Iași, unde în Iași suntem doar noi și atât. Adică eram doar eu și cu băieții de la 3 chestii, nu mai crea nimeni conținut în perioada aia. Nu m-aș muta din Cluj, chiar nu m-aș muta. Consider că poți să-ți faci treaba de oriunde în ziua de azi. Adică nu mai ești dependent de un oraș sau de ce. Că totul se poate face din orice colț al lumii, știi?
Evenimente nu mai sunt, ca să zici că pierzi evenimentele importante, că până acum asta o să mai era. Fie, să sperăm, Doamne ajută. Dar deocamdată nu mai sunt. Știi că până acum, uite, pierzi evenimente. Păi dacă vreau să vin la un eveniment, vin. Adică mi-au un bilet de avion sau mă urc în mașină și vin la București la eveniment. Nu trebuie să le bifezi pe toate, că nu... E ok, se fac evenimente și fără mine. Nu trebuie să vin eu acolo să fiu ostesă la eveniment, să întâmpin oamenii sau ce să fac. Adică nu-s de acord să mergi la toate evenimentele. Mergi la brandurile cu care colaborezi sau cu care îți doresc să colaborezi sau... Știi? Că așa dacă mergi la tot ce se întâmplă... Băi, rază. Mai ales aici în București, dacă sunt două evenimente în aceeași zi, nu știu dacă ajungi de la unul la altul, la ce trafic. A, nu, exclus. Exclus asta. Nu m-aș muta din Cluj. Deci n-ai luat niciodată în considerare treaba asta? Să te muți din Cluj? Nu, deși am avut o ședință de numerologie și mi s-a spus că nu voi mai, că voi locui într-o altă țară. Aia, deci sigur nu vei locui în nicio altă țară. Dacă la numerologie ți-au zis, e ok. O să te relaxezi. Nu știu, mi-a mai zis lucruri care s-au întâmplat. De ce se întâmplă la numerologie? Explică-mi și mie. Păi ți-e zice lucruri bazându-se pe numere, știi? Pe data de naștere, pe an, pe... Nu știu să zic 100%. Okay. Dar am avut mai de mult o ședință și s-au întâmplat lucruri. Zi-mi un lucru pe care ți l-a spus la numerologie și s-a întâmplat după aia. De ce? Că nu poți să spui că nu se mai împlinește, că s-a împlinit deja dacă ai spus că s-a întâmplat. Nu, e așa ceva mai personal și nu vreau să zic aici. Ah, ok, e ceva mai intim. Îți zic după aia. Bun, tot ceva intim și mai personal. Am căutat anul trecut, nu anul ăsta. Așa. Google. Căutasem, nu știu, lucruri despre tine. Oh, wow. Și la un moment dat am văzut un titlu. Din nou, n-am dat click, am zis că trebuie să mă lămurești tu în persoană, dacă tot am acest privilegiu. Pe Google găsești toate aberațiile. Era un titlu, că, cum că regreți că ți-ai pus silicoane, adevărat? Eu? Da. De ce să regret? Așa zice, e o anagramă, două puncte. Cel mai mult regret că mi-am pus silicoane. Vorbesc foarte serios, dacă vrei să arăt. Nu pot să cred că există așa ceva. A, mă, serios. Doamne ferește, de ce să regret că a fost visul meu și mi-a fost foarte frică. Asta a fost singurul motiv pentru care... Adică nu. Îmi doream cumva din totdeauna, dar nu eram convinsă, dar după ce am avut-o pe Ana și am alăptat, am zis că trebuie să o fac. Mi-a fost foarte frică, mi-a fost foarte frică de operație. Na, uite, rapid, ca să nu zici că l-am inventat. Greta Marnic este șocată și Doamne ferește. Bă, ce ușor e să Eu chiar m-am gândit, dar după aia am stat și m-am gândit, bă, dar de ce-o fi dat eu anagrama share la Radu Ionescu dacă tot regreta marnic și-a pus silicoane? Și-am dat și o grămadă de bani pe ele, alo, vedeți că Radu Ionescu nu face barter, stați liniștite. Mă gândeam că poate i-a dat dacă vrei barter ca să ți le scoată. Nu, Radu Ionescu e the best, deci, nu, deci, stai să explic. Niciodată n-am avut sâni și am fost oarecum complexată de chestia asta, la fel cum sunt de nasul meu. Complexată. De asta mă bucur că mă filmez din partea asta, că e partea mea bună, deși de camera nu știu ce să zic. Aia o am închis-o. Ai închis-o? Da. Ce bine. E, nici n-a fost pornită vreodată. Oh, ce bine. Dar nici microfoanele, noi nu le pornim la podcast. Nu? Deci practic nu filmăm nimic. Nu. No, bine atunci. Vrei să mă faci să spun lucruri? Da, am fost complexată, dar nu atât de tare încât să-mi doresc din să zic, bă, la 18 ani îmi strâng bani și îmi fac operație. Nu, am fost așa, știi? Și am rămas gravidă și am născut. Și când am ajuns acasă de la spital aveam niște sâni enorme. Adică aveam niște sâni mai mari decât i-am acum cu silicoane. Să-ți imaginezi ce poate să facă. Okay. Se întâmplă cu corpul femeii după ce... Și pentru că aveam mult lapte și eram aproape de furia laptelui, care este groaznică. Se întăresc sânii foarte tare, nu mai are prin să iasă laptele. E ceva groaznic ce se poate întâmpla unei femei. Și după ce am eliminat tot acel lapte și după ce n-am mai alăptat, am alăptat foarte puțin, vreo două luni, cred că în total, o lună jumate, două, am rămas cu clasicele șosețele, ca să le zic așa, știi? Și nu mă puteam privi în oglindă, adică la modul ăla am ajuns, știi? Okay. Și mi-era foarte frică de anestezie. Nu mi-era frică de recuperare, nu mi-era frică de operare, mi-era frică de anestezie, pentru că n-am avut în viața mea, nu avusesem până atunci în viața mea, nu că n-am avut anestezie locală, sau n-am fost în spital în viața mea, n-am pățit nimic niciodată, n-am avut Slavă o perfuzie Domnului. În viața mea, tu înțelegi? Adică la modul ăla. Mă rog, am avut la naștere. Și mi-am învins frica asta. Și am avut un feedback extraordinar de la fete care s-au operat la Radu Ionescu.
Și am prins, vezi că vei pe lângă. Nu dau. Nu. Eram atent doar să nu bag mâna în cadrul tău acum cât vorbeai tu. Și am prins curaj și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și mi-a schimbat viața, mi-a dat încredere și am avut un rezultat extraordinar de natural și singurul care putea să facă chestia asta e Radu Ionescu. Păi am observat și în urma postărilor tale de pe Instagram, știi, că asta am întrebat-o și pe Ana Baniciu. Am zis că, bă, uite, pe tine te deranjează acum că lumea zice, bă, te-a poreclit funduleț și nu știu ce, dar cu toate astea, ai odată la ceva timp, îți pui niște poze cu fundul, care evident, Ana Baniciu a câștigat fundul de aur, trofeu. Super! Ceva senzațional, mirific. Ce-am fundul ei, bine, oricum... Asta nu se mai poate rezolva la Radu Ionescu, dar văd că ești la sală în fiecare dimineață. Da, încerc, puteri. Și asta observ și la tine, că de când ai sânii ăștia noi, observ foarte multe poze în care exploatezi chestia asta. Da, și bineînțeles că există lume care judecă și comentează și chestiunea clar, asta. Păi, dar mai ales acum, de când ai divorțat, nu mă poze. Eu și înainte îmi puneam, într-adevăr, acum mi-am pus câteva în plus față de câte îmi puneam înainte, dar... Eu și când eram cu Alex îmi puneam poze din astea. Alex mi le făcea, adică am 11.000 de poze vechi, dacă dai scroll le vezi, de când am sâni mă refer. Mm-hmm. Pentru că am prins o anumită încredere în mine și îmi place să mă pozez, adică eu tot timpul m-am pozat și m-aș fi pozat și înainte dacă aș fi avut suțe. Dar n-am avut. Și acum arată altfel silueta, știi? Și îmi place să-mi fac poze. Sunt mândră de corpul meu, sunt mândră că am ambiția necesară de a merge la sală în fiecare zi, pentru că nu e ușor să arăți bine. Mm-hmm. E sacrificiu și acolo și muncă, știi? Mai ales că am și un copil. Adică sunt foarte mândră de rezultatele pe care le-am avut, de felul în care mi s-a schimbat corpul și... Îți faci poze dezbrăcată singură? Nu. Dezbrăcată full? Nu. Deci n-ai ajuns în, n-am nicio în poză punctul ăla de narcisism. Nu. Ok. Da. E posibil să-l atingi. Îmi fac poze să văd rezultatele, știi, să mă mai văd before and after, îmi fac, dar nu sunt dezbrăcată complet. Ah, ok. Nu, adică maximum de poze pe care le fac sunt alea pe care le postez și pe Instagram. Nu sunt vulgare, în primul rând, sunt sexy, da, dar nu sunt vulgare deloc și este o linie fină între vulgaritate și... Știi? Și atunci eu sunt acolo la... Este le și... văd mai artistice un pic. Eu personal așa le văd acum, că sunt femei care sunt deranjate de pozele mele. Ceea ce mi se pare că, uite, a întărit treaba asta și a evidențiat faptul că genul ăsta de poze pe care multă lume le discută și le comentează nu sunt vulgare, ba din potrivă, e apariția acestor poze de tip OnlyFans și a creatoarelor de conținut de acolo. Și ele creează conținut, bineînțeles, de altă natură, dar tot conținut. Dar tot de calitate? Unele, dar altele nu. Pe mine asta mă sperie, adică există un alt sistem de valori, e altceva, dar în orice caz, uitându-mă la pozele respective, atunci, bă, da, păi zic, uite, asta e o poză vulgară. Da. Asta, că și-a pozat eu anagrama, că stătea ea cu bucile pe perete și cu picioarele, descria cât e ceasul. Adică e un pic mai creativă și are o altă... Nu, eu văd altceva, eu nu văd o poză goală în oglindă, sau cum mi-am pusat acum una în oglindă, care e... O văd așa mai artistică, știi? Eu am văzut-o sâmbătă seară și am crezut că de la faptul că eram bat am văzut-o așa, da. Adică și faptul că am ales să o pun așa și să nu o pun în toată splendoarea ei, trebuie să-ți dea de gândit că puteam să o pun fără efectul ăla și se vedea nasol și mult mai mult. Mm-hmm. Dar am totuși o demnitate, adică nu mă apuc să-mi pun chiar orice fel de poză. Dacă ți arăt poza aia cum era de fapt... Se apropia de alea, da, nivelul se apropia, dezbrăcat în oglindă. Zis, bă, nu am cum să fac asta, dar îmi place foarte mult vibe-ul pozei. Și oglinda aia avea așa un aer parizian și faptul că am blurat-o și am făcut-o așa, eu dat mai tare m-a intrat în poveste. Ciudat ar fi fost să aibă un aer londonez, că erai la Paris. Aia era ciudat, așa, normal că avea aer parizian. Dar chiar m-a certat una, ce vrea să se însemne poza asta? O poză în oglindă. Ce se însemne? Așa îți cauți tu norocul pe Instagram, dar nu caut norocul pe Instagram, boss. Ce crezi că îmi caut norocul cu poze în oglindă? Hai să deschidem un alt cufăr al întrebărilor noastre cu răspunsuri posibil minunabile. Care sunt cele mai ciudate mesaje pe care le-ai primit de la bărbați vreodată pe Instagram? Să-mi lingă tălpile. Era unul care la toate le scria același lucru. Poți să-ți ling tălpile.
Deci nu-i particularizat. Era unul care avea foot fetiș. Da, dar în rest, nu, să știi că foarte rar primesc mesaje de la bărbați. Mai, nu, în afară de din astea bună, cât fă frumoasă și basic-urile astea care circulă de foarte mult timp, nu, nu prea primesc. Dar ce e mai mișto? Nu mă, mă primesc mesaje mișto de la fetele care mă urmăresc de mult timp și sunt, care își iau din timpul lor și îmi scriu niște mesaje așa de emoționante și de faine, știi, și alea chiar mi se par scrise așa din suflet și mă emoționează, chiar m-au făcut să plâng multe dintre ele. Dar să zic unul în mod expres, nu prea primesc. Dar n-ai avut vreodată, nu știu, oameni cunoscuți care să te caute, care să-ți scrie pe Instagram? Toată lumea are impresia că, mai ales acum, după divorț, după despărțire, inbox-ul meu e plin de mesaje, bărbații stau la coadă, n-ai treabă. Dar ai vrea să fii? Nu. Dacă vrei, putem să facem un mesaj frumos și să-l împachetăm ca să scrie lumea după. Vreau să mă concentrez pe mine, pe copil, să mă dezvolt eu spiritual, emoțional, pe planurile astea personale, știi? Și cum crezi că o să fie în momentul în care totuși ai să cunoști pe cineva care... Nu știu. Va ajunge să vadă dincolo ce n-a văzut obiectivul camerei de la telefon. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Încă nu mă gândesc la asta. Vreau să mă bucur de mine. Ok. Și de copil. Și care sunt planurile tale de viitor, atât din punct de vedere profesional, cât și personal? Deci ne-am înțeles că categoric rămâi la Cluj. Da. Maxim, dacă îți mai spun la numerologie, te muți în străinătate. Da. Ok. După care, linia de haine. Da. Vreau acum... să ne dezvoltăm foarte mult pe partea asta. Vreau să ajungem pe internațional. Lucrăm la asta și sper din suflet să se întâmple lucrurile așa. Dar n-are cum se întâmple altfel. Dacă cineva îmi spunea în urmă cu ceva ani că vrea să facă o chestie de genul ăsta, nu prea dădeam foarte mult credit. Însă am observat exemplul Denisa Tănase. Da, da. Care din suflet pe a bubuit efectiv. Să facă. A rupt cu Maigheișa și atunci am început să iau foarte în serios oamenii care văd când vorbesc despre lucrurile astea, pentru că e foarte probabil ca ceea ce tu azi îmi spui, că vrem să mai deschidem un atelier la Târgu Mureș, am mai găsit-o, să facem textile, facem cu țesătură de alpaca, nu știu ce, și deodată vezi magazin pe Champs-Élysées, Grama Shop, sau Grama, pur și simplu. Da. Doamne ajută, că acolo... Și numele te ajută. Da. E că nu poți pui magazinul Țibulcă pe Champs-Élysées. Nu intră nici dracu, poate doar maxim rușii. Da, așa, cu magazinul Grama, e altceva. Da, sună bine, chiar sună bine fonetic așa. Mm-hmm. E powerful cumva, are așa o... Și sună și așa, latin, nu știu cum. Sună, e, bă, are o altă încărcătură. Da. Deci tot ce e posibil. Să-ți vezi... dea Dumnezeu sănătate, tata. Vezi... Dumnezeu mai departe. Ai vedea lucrurile întâmplându-se așa, adică să te dezvolți cât să deschizi magazine prin străinătate. Asta vrem și asta o să se întâmple. De fiecare dată când mi-am propus ceva sau când am zis că o să se întâmple ceva, s-a întâmplat. Și n-are cum să nu se întâmple dacă muncești și dacă te dedici, știi? Și chiar am în echipă niște oameni, o am pe Iulia, care ea practic ține tot brandul Grama, la modul, ea e acolo, știi? Mm-hmm. Că eu nu sunt acolo. Și foarte ambițioasă și am mare încredere în ea că o să facă treabă extraordinară. O să facem împreună, bineînțeles, doar că ea e mai focusată pe business decât mine, pentru că are experiență în domeniu și n-are cum să fie altfel. Chiar nu. Super încrezătoare și super optimistă. Văd cum s-a dezvoltat brandul de când i-am dat drumul până acum și văd ce lucruri s-au întâmplat din octombrie 2020. Oare când i-am dat drumul? Bă, cred că în 2020. 2020? Am un an și... Era primul an de pandemie sau al doilea? Da, mă, 2020. Ce nebună-s, da, 2020. Ok, păi asta e foarte important, anul în care ai dat drumul, pentru că sub Grama o să scrie mic est.2020. Da. Nu te poți scrie 2021. Octombrie, 15 octombrie 2020. Asta e mai puțin important, 15 octombrie. Că nu poți scrie est 15 octombrie 2020. Da. Văd cât de tare ne-am dezvoltat din... De la un an la altul, știi? Și chiar cred că o să facem lucruri faine. Nu știu, sper. Bă, asta mi se pare foarte tare, faptul că îți dorești să faci lucrurile astea și faptul că vorbești cu multă încredere despre ele.
Asta, bă, uite, o să rămână și mă bucur că ai spus chestia asta, ai verbalizat-o în cadrul acestui material, pentru că ea va rămâne ca și probă. Tu, în momentul în care vei fi foarte șmechere, o să zic. Mă folosesc de asta. Exact. Started from the bottom, now here. Și asta nu e chiar the bottom. Adică deja ești ciumeagă. Ciumeagă. Asta e un compliment, să nu înțeleagă lumea că vorbesc curând. Că trebuie să precizez din o bucată de vreme, vă, că trebuie să spun lucrurile astea. Ciumeagă înseamnă că ești așa, ca prințesa Ardealului. Da. Adică și a spațiului Carpato-Danubiano-Pontic, intracarpato-meridionalic. Wow, ții bulcă! Și occidentalic, că e acolo. Trebuie să fii pe malul Someșului. Ceva deci, foarte frumos. Mai da pe spate cu asta. La mulți ani, îți mulțumesc. Doamne ajută. Stai să vezi că încă mai am de dat pe spate, dar nu le-am scos încă. Le las așa pentru ultima bucată, când se strânge mai multă lume pe live. Înțeles. Alea cu dat pe spate. Da, și pe plan personal nu am eu, nu știu ce planul, ți-am zis că eu iau viața așa cum vine. Îmi doresc să-mi cumpăr un apartament nou, să-l vând pe ăsta pe care l-am și să mă mut la o casă, mi-ar plăcea mie, dar nu cred că sunt acolo încă, să-mi permit de una singură să fac totul. Erai deja în Forbes dacă îți permiteai casă în Cluj. Da, da. Te știau băieți ăștia, Bill Gates. Am găsit un apartament Castle Vibes, ca să zic așa, că era o construcție mai altfel și superbă, de altfel. Dar am zis că mai aștept și vreau să mă mut, nu știu. Anul ăsta mi-ar plăcea dacă găsesc, dacă nu la anul 100%, pentru că crește Aiana. Bine, și apartamentul care stau acum are o suprafață destul de mare, doar că nu am camera ei, știi? Și mă frustrează chestia asta, că îmi doresc să-i fac camera ei, să s-o văd la casa ei. Deci acum Aiana n-are o... Nu, doarme pentru că... În cameră, nu? Da, doarme cu mine în cameră, știi? Și încă e mică, nu, am zis că până pe la 3 ani... Eu nu sunt mamă din aia care se facă camera copilului să... doarmă singur, sau nu, fiecare ți-am zis, face ce vrea. Eu n-am ales metoda asta, o dormit în pătuțul ei, doarme și acum în pătuțul ei, doar că uneori doarme și cu mine și, sincer, așa de mult îmi place când doarme cu mine, că mă simt prost dacă o pun singură în pat și eu dorm singură, știi? Gen, vreau să o văd, să o simt, să o ating, să... No, e un sentiment aparte. Și având în vedere că la anul o să facă 3 ani, la anul, Doamne, eu nu mai înțeleg că suntem într-un an. Anul ăsta face 3 ani. Da, anul ăsta face 3 ani. Am zis că mi-ar plăcea să-i fac camera ei, știi? Să-i faci cadou. Da. Și să-i spui în engleză. This is your room. This is your room. This is your new room. You go, live your life. You are an independent woman now. Du-te. Nu glumesc. Am fost un pic egoistă, cum de altfel sunt în viața de zi cu zi și cum am fost dintotdeauna, și când mi-am luat apartamentul ăsta, mi-am dorit să am un dressing și un locșor, un birou, undeva unde să-mi fac filmările, să am spațiu meu, știi, că ai nevoie. Mm-hmm. Și mi-am făcut dressing-ul și mi-am făcut camera aia. Ok. Pentru că am fost convinsă că o să mă dezvolt și că o să am o casă sau un apartament mai mare când o să facă Aiana 3 ani și o să putem să ne mutăm. Și așa o să se întâmple. Știi că acum, datorită ție și datorită colegilor tale de breaslă, există foarte multe fete pe care dacă le întrebi ce vor să facă atunci când vor fi mari, vor spune că vor să se facă influencerițe sau vor să se facă instagramărițe sau vor să se facă blogherițe. Și pe mine mă întreabă foarte multe fete cum fac să ajung și eu. Și mi-e greu să le explic, pentru că la mine, așa cum ai zis, vine totul super natural, adică eu am început acum 10 ani dintr-o joacă, eu nu am o rețetă pentru toată treaba asta, așa cum e greu să vii cu ceva nou, pentru că e plin internetul, trebuie să, nu știu, să faci ceva total diferit ca să... Păi, uite, pe TikTok mi se pare cât de cât mai ușor să crești, știi? Să, Să ce părere ai despre TikTok? Că eu chiar mă contrez foarte des cu prieteni pe tema asta. Mie nu-mi place deloc TikTok-ul, în sensul în care nu-mi place ce văd pe acolo. Postez pentru că trebuie. Dar nu mă atrage deloc. Adică nu mi se pare că e o platformă care o să crească foarte mult în următoarea perioadă și care să ia locul Instagram-ului. Și de asta vreau să aud părerea ta, pentru că mi se pare că e mult mai avizată decât a mea și, în al doilea rând, pentru că nu te-am văzut să fii activă acolo. Mai postez și eu, dar e așa de greu să...
să, cumva trebuie să-ți găsești o categorie de... Știi că și acolo ești pe dans, ești pe make-up, ești pe... Știi? Nu poți să... Uite, eu am încercat să dansez pe TikTok, să fac chestii din astea. Nu. Deci nu, eram penibilă, știi? Adică am văzut că nu pot și nu știu și nu sunt bună la asta și am încetat să mai fac asta și am zis, hai să încerc altceva. Nu știu, hai să încerc cu skincare, cu... That it takes a lot of time și chiar nu mai am timp să postez pe TikTok, să fac content diferit față de cel pe care îl fac pe Instagram, știi? Și după aia am început să fac daily vloguri. Și am succes, am și acolo, mi-au crescut contul la 124.000, cred că acum atât am pe TikTok, adică cât de cât am și acolo un public. Doar că mi-este foarte greu să mă țin de aceste daily vloguri și nu mai îmi place să le fac în primul rând. Și am renunțat și la ele, știi? Și când mai prind un moment amuzant cu Aiana sau... Uite, cum a fost acum la Paris, am făcut 2-3 filmări, le-am pus și le pun așa, vorba aia, la vrăjeală, știi? Dacă prind, dacă nu prind. În general, alea cu Aiana rup. Da, am observat. Clar. Adică am observat. Orice pun cu Copiii Aiana pe TikTok rup. Da. No, nici n-aș vrea să profit de asta, să pun toată ziua videouri cu Aiana. Dacă nu mai am așa un amuzant sau când mi-amintesc că există TikTok, mai postez. Nu știu să zic, nu pot să am, n-am o părere în legătură cu TikTok-ul, că și eu am fost sceptică la început și nu mi-a plăcut și n-am vrut să-l accept și până la urmă l-am downloadat și am început să dau scroll și mi s-o... Uite, știi care e faza? Că la început îți apar toți dubioșii, dar odată ce ți se formează algoritmul și bla bla bla, îți apar lucruri relevante și interesante pentru tine, știi? Că până la urmă el urmărește la ce dai like, la ce te uiți, cât stai pe un video, cât stai pe alalt, știi? Și atunci îți formează cumva... Și am avut o perioadă în care chiar mi-apăreau numai chestii foarte faine, educative, descopeream lucruri noi și era foarte fain, era fascinant așa de-a dreptul, știi? Și prietenele mele îmi trimit pe grupul de WhatsApp toate mizerile de pe TikTok și mi s-a stricat algoritmul, frate, și acum mi-apar numai dubios și mie și nu mă îmi place și mă enervează la culme pentru că aveam un TikTok, adică aveam un feed din ăsta foarte bine pus la punct, mi-apărea numai ce era de interes, știi? Și acum mi-apar toate nebuniile, știri cu, nu, Doamne ferește, nu mai face deloc plăcere și atunci mă urmă la oamenii pe care îi urmăresc, dar mă plictisesc că nu urmăresc foarte mult, știi? Și mi-apar aceleași videouri, da. Nu asta am observat și eu, că mi-apar de prin decembrie ce postau oamenii, da, pe care îi urmăresc de prin decembrie. Da. Exact. Și atunci nu mai petrec așa de mult timp pe TikTok, dar nu, mai stau, că ne trimitem una alteia, știi, mai găsesc prietenele mele, mai îmi trimit, mai... Nu, dar e mișto, așa, e amuzament. Uite, o altă chestie pe care vreau să te întreb referitor la rețele de socializare e cum reușești să selectezi campaniile sau solicitările de campanii pe care le primești în așa fel încât, în primul rând, să oferi publicului tău materiale care să aibă legătură cu preferințele lor, în al doilea rând să reușești să te asiguri că produsul pe care tu îl promovezi este unul ok și că nu va provoca niște probleme celor care îl vor consuma și așa mai departe. Și cum reușești să te ocupi de partea asta, de latura financiară a business-ului tău, în așa fel încât oamenii care îți solicită o campanie sau un număr de postări pe social media să plătească prețul corect pentru campania cu pricină? Păi, de o vreme încoace am început să triez, să iau doar campaniile pe care mi le doresc cu adevărat, doar de la brandurile cu care rezonez 100%. Și asta mi-am dorit dintotdeauna, cumva să ajung în punctul în care să-mi permit să... Bine, nu e ca și cum vreodată am acceptat vreo campanie, chiar sunt foarte mândră de chestia asta și publicul meu, mai ales oamenii care sunt acolo de ani de zile, că sunt mulți, știu că niciodată n-am promovat, nu știu, chestii de dragul de a fi promovate, să vină așa, știi, pe bandă rulantă. Tot timpul am promovat produse faine, produse care și-au făcut treaba, care au efecte, de la care am primit feedback foarte bun. Doar că acum sunt mândră că am ajuns în punctul în care pot să refuz
Și să, adică pot să refuz și să accept doar ce îmi doresc eu, știi? Și place că deja sunt mulți ani de când lucrez cu anumite branduri cu care am exclusivitate, deja de 5 ani de zile cu unele. Mm-hmm. Și nu, vin și branduri concurente și le refuz pentru că chiar dacă n-am o campanie de rulare cu celălalt brand cu care lucrez, știu că o să vină cândva, știi? Și nu mai am credibilitate dacă o accept și pe aia și dacă după aia, după 5 luni, fac și cu alălalt, știi? Mm-hmm. Bine, acum la ce există, nu știu, să zicem fond de ten. O femeie n-are un singur fond de ten, cum n-are niciun singur parfum, știi? Aici deja e altă poveste, că poți să ai 7000 de fonduri de ten să le folosești pe toate, în fiecare zi altul, știi? Mm-hmm. Adică aici nu mai are relevanță că ieri ne-a arătat pe ăla și astăzi ne arăți pe ăsta, că aici se aplică. Dar trebuie să ții cont un pic de chestiile astea ca să... În primul rând pentru liniștea ta și în al doilea rând pentru credibilitatea pe care o ai față de oameni. Pentru că ești mult mai chill, știi? Când cunoști brandul, știi exact ce își dorește de la tine, știi exact ce content trebuie să livrezi. E mult mai ușor pentru toată lumea. Și mă bucur că în sfârșit brandurile vin cu oferte pe termen lung. Da, asta e super tare. 10 branduri, hai, 5 branduri să zicem, pe termen lung, ești domn, vorba lui tata, ești domn. Știi că e foarte important să rezonezi și să lucrezi cu brandurile care îți face plăcere să faci. Deci s-a întâmplat vreodată să ai nevoie de bani? O nevoie destul de mare? Nu. Și să refuzi o campanie pentru că nu-ți plăceau anumite lucruri? Cum? Nu poți să zici că am avut vreodată vreo situație, că eu sunt foarte și cheltuitoare, dar în aceeași măsură și cumpătat. Adică îmi place să-mi cumpăr gen, să-mi cumpăr haine, să călătoresc, dar niciodată nu... Trebuie să am o anumită sumă în cont. Mm-hmm. Dacă văd că mi se apropie, dacă scad sub suma respectivă, mă opresc, știi? Am înțeles. Niciodată n-am avut contul pe zero. Niciodată n-am avut o perioadă în care să zic, vai, am nevoie de... Trebuie să încerce, palpitant. Să știi, dar vezi când e pe minus, atunci e și mai palpitant. Nu pot psihic, știi? Sunt mai liniștită. Și atunci niciodată n-am avut vreo situație de asta în care să zic, mama, am nevoie de suma asta și oare ce să fac? Nu. Mm-hmm. Deci nu pot să-ți răspund neapărat la întrebarea asta, dar da, am refuzat campanii pe bani mulți din cauza că nu m-am rezonat cu brandul, nu m-am avut încredere în el, nu. O grămadă pe care le-a refuzat și cred că toate am refuzat de-a lungul timpului. Te-ai gândit vreodată să faci tranziția spre TV sau ți s-a propus vreodată treaba asta? Nu știu. Mi s-a propus să apar în anumite emisiuni, dar nu-s pregătită. Mai ales acum de când o am pe Aiana, nu-s pregătită să... Bine, nu-s pleșa Survivor sau de-astea. Nu la Survivor, dar necesitau mutarea mea la București, de exemplu. Ok. Deci ți-a propus la Brava Estil? Nu, mi s-a propus la o emisiune care acum încă nu a apărut. Am văzut că e Carmen, Dancing on Ice. Da. Okay. Mi-ar fi plăcut, știi, dar nu-s dispusă să mă mut la București, să fac antrenamente în fiecare zi, adică n-am cum. Și nu aș accepta nicio emisiune acum, care orice mi s-ar propune, dacă ar însemna să mă despart de Aiana pentru o perioadă mai lungă de 2 săptămâni, n-aș putea. Nici dacă ar fi vorba despre, nu știu, o emisiune strict pe nișa ta, adică, nu știu, să zicem... Dacă aș avea șansa să o iau pe Ana cu mine sau să găsim o modalitate prin care să o văd săptămânal sau nu știu. Da, dar nu, n-aș putea, nu pot. Dar ți-ai dori să faci pasul ăsta, adică să ajungi și... Deci nu e un target pe care să ți-l fi impus vreodată. Nu. Eu sunt mai... Îmi place așa să uite, îmi place să vin la podcasturi, dar nu mă văd făcând asta, nu mi se pare că am... Deși, așa câteodată am dumele la mine, m-aș descurca, cred că aș fi amuzantă pe TV. Da? Bă, în orice caz, nu știu cum ar fi asta cu TV-ul, dacă nici nu-ți dorești foarte mult, înseamnă că nici nu trebuie neapărat să se întâmple. Nu știu ce ți-a zis la numerologie despre asta cu televiziunea. Nu mi-a zis nimic. A, vezi? Deci nici măcar la numerologie, nici măcar nu s-a vorbit despre asta, deci sigur nu e important pentru viața ta. Ceea ce mi se pare mie însă foarte important, atât pentru viața ta, cât și pentru cei care te urmăresc pe tine și cei care sunt
urmăritorii, sunt fanii contentului creat de Ioana Grama, este faptul că ceea ce faci tu, e clar că faci bine, e clar că ai deschis niște nișe, ai deschis niște uși, ai deschis niște drumuri pentru alți creatori de conținut care s-au apucat și au făcut treaba asta pe care tu ai făcut-o. Mi se pare foarte fain că s-a întâmplat treaba asta și, în genere, oamenii care au deschis drumuri sunt oamenii care s-au izbit de cele mai mari dificultăți la pentru că ei au fost la începuturi. De asta mă și bucur foarte mult că am avut ocazia să avem discuția asta împreună, în sfârșit, după un an de... De dorință, da. Deci, vezi, mi-am dorit și s-a întâmplat. Vezi? Nu mi-ai zis la numerologie, vezi? Dar am proiectat asta. Da, da, se întâmplă. Orice îți dorești se poate întâmpla. Trebuie să-ți dorești, efectiv. Chiar trebuie să-ți dorești cu adevărat. Mm-hmm. Știu că sună vorbe din astea, știi? Proverbe. Da. Dar chiar n-are cum să nu se întâmple ceva dacă îți dorești din tot sufletul. E imposibil. Asta cam așa e, adică e demonstrabil și toată lumea care a fost aici și care, pentru că de obicei, adică nu de obicei, toată lumea care a fost aici a avut succes, are succes și cred că e important ca oamenii care au demonstrat să vorbească, mai mult decât cei care vorbesc despre cum să demonstreze alții, că e și asta o latură. Bine, și să nu uităm că trebuie să și muncești, că nu e suficient să spui o dorință, așa, să o lansezi în univers și să stai pe canapea și să zici, gata, mi-am pus dorința, sigur se întâmplă. Ridică scurul de pe canapea și du-te la lucru. Vorba aia. Adică, nu, trebuie să faci ceva în sensul ăsta. Dar bine, dacă îți dorești, e clar că și faci. Așa funcționează mie creierul, nu știu. Da, dacă îți dorești cu adevărat. Dacă îți dorești doar așa declarativ, nici nu e suficient și nici nu se împlinește. Da. Îți mulțumesc mult de tot, Ioana. Și eu îți mulțumesc mult de tot, Radu. Vouă, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumim și mai mult. Nu uitați de regulile clasice. Se dacă regul. V-a plăcut, dați like, dați cu lăsați, am combinat-o. Lăsați like. Întrebări în secțiunea de comentarii, atât pentru mine cât și pentru Ioana. Dacă va avea vreme să vă răspundă, cu mare drag o invităm. Dacă mai nu, facem vă răspund un Q&A. Tot timpul. Facem un Q&A dacă vrei. Exact. Dacă v-a plăcut atât de mult încât să-l distribuiți, distribuiți-l prietenilor voștri. Dacă nu v-a plăcut, distribuiți-l dușmanilor, pentru că aceștia vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră. Tag pe story la mine și la Ioana. Dacă ne dați, noi repostăm pe story-urile noastre. Cel puțin eu sigur fac asta. Și eu. Ați văzut că în ultima vreme chiar m-am ținut de cuvânt. Și nu uitați, vă abonați. Nu uitați să urmăriți pe Ioana peste tot, pe Instagram, Facebook, TikTok și pe canalul ei de YouTube să-i dați nu, în viața abonare. Reală să nu mă urmăriți pe stradă, vă rog. Da, în viața reală nu. Bine, dacă vreți o poză sau așa, dar nu urmăriți chilărește. Mi-e frică. Și pe mine, dacă vreți, mă urmăriți pe astea, Facebook, Instagram și TikTok, dar mai ales pe Instagram. Restul se descurcă ele de la sine. Organic. Da. Vă pup și vă mulțumim foarte mult. Ne revedem săptămâna viitoare. Pa, pa!